Cursul nu necesită o calificare anterioară de manicurist, pedicurist. Se adresează celor ce doresc să își aprofundeze cunoștințele pe care deja le deține, dar și celor ce caută să învețe ceva nou și foarte util. Cursul a fost unul extrem de plăcut. Asta și datorită formatoarei noastre, Andreea Mișulescu. Foarte informativ. De ce ați ales să veniți aici? Mie, una personal, îmi place foarte mult. Ce să aplic unghii cu gel și am vrut să unele noțiuni minime, pot să zic, le aveam, dar aici am aprofundat foarte mult. Sigur o să merg pe, în acest domeniu. Vă va ajuta diploma oferită profesional în consiliu? Clar. Mă va ajuta. Chiar dacă ați mai văzut cum se aplică unghii false în saloane sau pe un DVD cu instrucțiuni, totuși trebuie să urmați un curs de unghii false, întrucât partea cea mai importantă a acestui proces o reprezintă practica în domeniu, având astfel ocazia să învățați de la un specialist în domeniu tehnica de montare a unghiilor false. De asemenea, cursul este important, întrucât acesta asigură o diplomă recunoscută ce vă conferă posibilitatea de a activa legal în această meserie. Suntem la curent cu cele mai noi tendințe, materie de unghii și cursantele noastre aprofundează tot ceea ce ține de tehnica unghiilor false. Anul acesta se poartă roz quartz și serenity. Sunt două culori pale, foarte la modă. Se pot combina foarte ușor, iar cursantele noastre învață cum să le aplice. Iar cum sărbătorile pascale se apropie și manicura trebuie asortată. Pentru sărbătorile pascale, clientele aleg îndeosebi culoarea roșu și modelele specifice acestei sărbători, iepurașii, ouăle, chiar și puișorii ieșiți din ouă. După parcurgerea întregului curs oferit de profesional New Consult, cursanților li se va oferi o diplomă recunoscută internațional. Cursul se desfășoară pe o perioadă de o lună de zile. Avem două zile pe săptămână, câte 6 ore pe zi. La final, cursantele noastre vor dobândi o diplomă atât recunoscută național cât și internațional. Ele se pot angaja în oricare salon doresc sau își pot desfășura o activitate acasă. Se pare că pentru primăvara-vara anului 2016 contează foarte mult detaliul. Se poartă unghiile destul de scurte. Deși la început criticii nu prea au apreciat această idee, se pare că a început să fie destul de mult acceptată în rândul femeilor, deoarece unghiile scurte nu au nevoie de la fel de multă atenție precum cele lungi, iar lacul este mult mai ușor de aplicat. Poți să aplici orice lac crezi că te definește cel mai mult. Un alt detaliu care trebuie luat în considerare pentru tendința anului 2016 în materie de unghii este acela că a trecut de la moda unghiilor ascuțite la unghiile rotunde, care sunt mult mai ușor de întreținut și care nu deranjează mai deloc. Nu necesită foarte multă grijă și nu se rup la fel de ușor, mai ales dacă ești o femeie care atunci când lucrează își folosește destul de mult mâinile. În acest sezon se poartă detaliul. Mâinile și mai ales unghiile reflectă personalitatea oricărei femei, iar atenția la detalii contează. Dacă acum ceva timp în urmă era la modă manicura simplă într-o singură nuanță, acum lucrurile s-au schimbat și se preferă elemente diverse, figuri complete și lacuri în culori originale. Poți să îți pictezi pe unghii orice model crezi că te reprezintă și cu cât va fi mai rafinat și mai stilat, cu atât va fi mai apreciat de prietenile tale. Este de asemenea o idee bună pentru doamnele sau domnișoarele care își doresc să ascundă imperfecțiunile unghiilor. În ultima vreme a început să fie la modă dantela pictată pe unghii, dar nu ies din calcul formele geometrice sau motivele amuzante. Pentru a ieși din tipare, se poate crea o manicură French cu altfel de motive. De asemenea, o tehnică în tendințe anul acesta este tehnica ombre. Această tehnică nu este nouă, este destul de cunoscută și este folosită de designer la crearea de îmbrăcăminte sau la mai multe saloane la arta coafării. Această tehnică constă în trecerea treptată de la o nuanță la alta. Dacă stai să te gândești, tot acest amestec de culori te face să vii în vogă cu noutățile și arată chiar bine, mai ales atunci când îți dorești să îți completezi o ținută și să îți alegi ceva mai ieșit din tipare. Să amintim că în tendințe este albastrul, așa că poți alege dintr-o mare gamă de nuanțe ale acestei culori pentru a realiza orice model îți dorești. Dacă nu te descurci sau nu ai imaginația necesară să realizezi aceste mini opere de artă, poți să apelezi la o profesionistă care poate face minuni.